Bună seara, dragii mei prieteni, vă salut cu mult, mult drag, mă numesc Dana Ozapna, bun venit în tinda mea, bun venit în beșul meu. Deci astăzi, ca de fiecare an, vreau să vă arăt munca mea de o vară, dragii mei prieteni. Eu în fiecare an vă arăt diferite conserve, chiar și pe canalul meu de YouTube sunt dulciețuri, diferite legume, diferite carne în borcane, conserve așa cum se fac la noi, la țară. Dragii mei prieteni, hai să vă arăt tot pas cu pas cum arată un beș la gospodarii moldoveni. Totul este făcut de mânuțele lui Zidan. Da, e mult de lucru. Da, familia este mare, dar cu mult drag, cu multă dragoste și sănătate, eu o fac pentru familia mea. Eu azi vă fac cunoștință astăzi cu beșul meu, beșul la Zidan Auzacan. Dragii mei prieteni, mai întâi eu o să încep cu conservele. Așa, ia uitați-vă și conserve, deci frumoasă am făcut eu absolut tot. Ardei, ardei pentru ciorbiță, păstăi, mazăre, dragii mei prieteni, uitați-vă câte mazăre verde, nu cumpărăm noi mazăre verde, da? Jumări, castraveți, slăninuțe, dragii mei prieteni, slăninuțe am de mai multe feluri, chiar am și în pastă de roșii, ghiveciuri, dulcețuri, vișină, ia uitați-vă, vișină, ardei cu brânză, ia uitați-vă și frumusețe, deci am eu. Așa, porumb, toată lumea cunoașteți, porumbul este pe canalul meu de YouTube. Castraveți mărunțioi, așa, ia uitați-vă, roșii marinate, castraveți umpluți, brânză, brânză sărată, ia uitați-vă, și frumusețe a meu, deci în beciul meu. Așa, ca la moldoveni. Da, dragii mei prieteni, am și piere, am și gutui, am și poamă din grădină, struguri se numesc, da? Florile deja mi le-am dat ca să nu îngheță. Miere, așa, aici am miere de albini, da? Miere neagră, care este mierea de mănucă, pentru că am și roșii, ultimele roșii care sunt, deci, din grădină. Așa, varză. Iar alte tipuri de miere. Aici am niște ulei de măsline. Ia uitați-vă și minunățâie. Deci am eu, da? Așa, dovliești, dragii mei prieteni. O frumusețe de nedescris. Așa, hai să vă mai arăt și să vă mai fac cunoștință. Compoturi. Noi foarte mult iubim compoturile de vișină, de coarne, de gutui. Aici am minunată dulceață de ardei iute, foarte bună combinație, foarte bună. Fasole conservată, așa, conopidă, dragii mei prieteni. Aici am țuică, țuică de casă. Aici am struguri, așa, un prosop. Așa, gutui și aici este vin, vin negru, vin roșu, pastă de tomat, așa, pastă de roșii. Deci frunze de viță de vii pentru sarmale, dovleci sau bostanți, mai numește la noi, deci pentru plășinte. Așa, ia uitați-vă, deci, în beșul meu, morcovi, dragii mei, pe uitați-vă și morcov, deci, am eu. Cartofi, ceapă, untură, în primul rând, untură cu jumieri, da, acolo am țuică, dragii mei, prieteni, așa, untură de struță aici am. Iar la fel, miere, murături, murăturile sunt foarte gustoase, da? Ia uitați-vă și frumoase, sucuri, suc de abricoasă, de caisă, suc de căpșuni, suc de gutui, suc de miere. Așa, ia cătălă, aici e beșul meu, așa ne-a învățat tata, ca să fim gospodari. Așa este beșul meu, ca de fiecare dată. Mai am o parte, eu am zvărat totul pas cu pas. Așa este câte un păhărut, cine mai vine la noi, da? Dulceață din cireșa albi, vânătă coaptă, gogonele verzi, așa. Așa este vin, așa este vin roze, vin alb, vin negru, acela care pentru biserică, vă știți ce vin am, dacă să vreți, eu am să vă arăt. Așa. Usturoi, ceapă, așa, miere, ia uitați-vă și miere frumoasă. Aici am toate florile miele și clar că două cu vorașă, da? Ca de fiecare dan,
fiecare an frumusețea mea. O plăcere stai în beșul meu. De aia și toată lumea când vine și îmi spune, măi Zidana, măi, dar vreau la tine în beșe, ciperci. Ciperciile astea care sunt pe canalul meu de YouTube, minunate. Eu am făcut odată, deci, peste 100 de bani și eu nu mai am, am foarte, foarte puține carne, carne de porc sau tșoncă de găină mai avem, da? Pateu, aici am tșoncă de vită, de iepuri și de porc, așa clar că și struguri, struguri albi, așa, vă arăt așa frumos, frumos, dovleși, am mai mulți, așa, vă place? Beșul meu. Ia uitați-o, dragii mei, cum arată minunatul beșea mea, utindă, o cantină, așa cum îi spunem. Deci noi, ca la țară, frumuseț, omul gospodar de afară se cunoaște. Așa, brânză de oi, brânză de capă, brânză de burduf sau cum îi spunem noi, da? Și florile, dragii mei prieteni, le-am adus că tare ne-i îngrijă să nu îngheț. Asta e alt tindă, așa, e alt tindă cu diferite, deci, conserve, dar asta o am altă tindă. Așa, am două tinți, că acolo mai țin și cortofi, varză. Așa, asta este o gospodărie, dragii mei prieteni. Deci, în Republica Moldova, la un gospodar. Și mulți de voi ați mă întreb, mai Zidana, e greu să duci o casă la țară? Da, este mult de lucru, nici nu se discută, dragi prieteni. Dacă tu în familia ta ai dragoste, iubire, dragii mei prieteni, întotdeauna este ușor. Dacă ai cu cine împăca durerea ta în vedere de jumătatea ta, de copiii tăi, cu siguranță este ușor. Nu este greu. Și ai să mă întrezi, Dana, să mai ai o casă, o mai conduci, o mai conduc, dragii mei prieteni, fiindcă mie îmi place. Îmi place la țară, îmi place și am, mă mândresc. Poate nu am lucruri scumpi sau lucruri bogate, da? Dar mă mândresc cu și am. Și nu în ultimul rând că ești în beci la mine, în cantina mea, sunt și cinstesc cu un pahar de vin. Și ai să mă întreb, Zidana, poți să vin în beci la tine? Poți să vii în beci la mine, îți vă arăt cum este un pahar de vin negru curat. Și ai să mă întreb, că mulți de voi știu că pe ce să mă întreb, Zidana, bei mult, servești mult, nu. Dar 50 de grame de vin negru pentru sânge, pentru hemoglobină, el este foarte bun. Așa mai numim suc de poam. Hai să vă arăt, dragii mei prieteni. Așa. Asta este sucul meu care eu îl iubesc foarte, foarte mult. Ia uitați-vă. Așa. Ia uitați-vă, dragii mei prieteni, ce am aici. Șampanie curată. Așa. Ia uitați-vă. Și culoare frumoasă de ce are. Foarte, foarte neagase pe oleac. Simt sănătos. Ah! Și acum îți vă arăt încă ceva. Mai am un tip de vin alb. Îl las aici, ca îți vă arăt, da? Așa, ia câteva, da? Așa, încă un tip de vin alb. Tot e suc de poamă, da, dar de culoare albă. Opa, stai că nu pot aici. Așa. La fel, șampanie. Ia uitați, șampanie curat. Suc de struguri, așa spune de la noi, e strug, suc de poamă, spune. La fel, foarte, foarte gustos. Chiar e șampanie. Cine a făcut vinul? Ați mă întrebați, clar că soțul meu, eu nu mă ocup de vin, de vin de țuică, eu nu mă ocup. Eu mă ocup numai de borcane și mă ocup de toate cele și este vorba de mâncare. Asta este suc de poamă naturală. Spun așa la lumină ca voi să vedeți. Așa. La mulți ani, sănătate, aveți grijă de voi, numai bine. Vă mai arăt un secret. Este dulce, dulce, dulce. Vin să vă arăt ca și un bar în Beș. Un bar care este făcut de soțul meu. Ia uitați-vă aici. Deci am un butoi, a fost un butoi foarte, foarte vechi, da? Dar el l-a făcut la mine cu așa, cu ușă, ia, vedeți, și aici am tinctură absolut de tot. Tinctură, dragii mei prieteni, de nuci, ia cătă voi, da, tinctură de pădușel, așa, foarte mult am, ia uitați acolo, sunt foarte mult de căpșuni, absolut de tot.
Dragii mei prieteni, m-a făcut excursia în Beșul meu, cu mult drag, Zidana Uzacu.